Dumneavoastră sunteți chemați la ridicare. Nu să faceți treaba diavolului. Haideți să vă povestesc cam ce se întâmplă în cer, bazat pe Biblie. În fiecare zi, în dreptul tău și în dreptul meu, nu știu cum, pentru că e un lucru ciudat, Satan se duce, conform cărții lui Iov, și spune: ai văzut-o pe Mărioara, iar o bârfit. Îmi pare că e botezată. L-ai văzut pe Ghiță, zice, minte de rupe. Și-o bătut nevastă, o sunat asta la 112, o venit engleză, poliția, acum trebuie să stea 100 de metri departare de ea. Ăștia au chemat oameni la lucru. Chemat. Plătit eu. Nu! Ce diavolul era de-a tău. Scena asta se întâmplă în fiecare zi. A mințit, a spus niște cuvinte urâte, porcoase, s-a uitat pe un sai murdar, a dat click acolo, zice Satana, hai să vezi istoricul. Poți să ștergi câte vrei și module cookie, le poți șterge pe toate. Diavolul le știe și Dumnezeu. Aici zice ăsta, uite ce-o gândit, ce-o făcut. E lacomă, e rea, e rău. Pentru că toată ziua diavolul asta face, știți cum este numit el? Pârâșul fraților. Și vă rog frumos, lăsați-l pe diavol să-și facă el treaba lui. Nu mai ajutați voi, părându-vă frați unul la altul. Nu mai ajutați voi pe diavol să-și desfășoare el laborios munca. Știi de ăla, ne auzi de Vetuța, ce-a făcut? De ăla la alt, de Vasile. Oameni buni! Dumneavoastră sunteți chemați la ridicare. Nu să faceți treaba diavolului.